Ape turcoazi, plaje cu nisip care pare de aur și delfini care înoată aproape de mal. Așa arată arhipelagul Fernando de Noronha de pe coastele Braziliei, una dintre cele mai frumoase destinații de vacanță din lume. Acest paradis este deschis din nou, dar doar pentru cei care au avut deja COVID-19. Arhipelagul este format dintr-un grup de 21 de insule vulcanice, iar plaja Baia de Sancho a fost numită cea mai bună plajă din lume. Rezervările se pot face online, însă cei interesați trebuie să demonstreze că au avut COVID-19, prezentând fie un rezultat pozitiv cu o vechime de cel puțin 20 de zile, fie un test care să ateste prezența anticorpilor COVID-19 în sângele lor. Pentru a sosi în arhipelag, turistul va trebui să facă dovada unui test pozitiv PCR pentru COVID-19. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat însă că nu există dovezi cu privire la faptul că persoanele care au avut COVID-19 ar deveni imune la boală.